Bună și bine v-am regăsit! Astăzi avem multe de povestit. Vreau să vorbim despre parfumurile pe care le-am purtat săptămâna trecută, pentru că a trecut deja o săptămână din luna februarie, de fapt a zburat și miroase a primăvară. Da, am înțeles că nu o să scăpăm de frig, dar tot pentru mine vine primăvara și ieri am admirat de fapt ghiocei, sunt tare încântată. Îmi dă o stare mai bună vremea și soarele acesta. Chiar mă bucur tare mult că s-a îndreptat vremea. Vorbim astăzi despre multe parfumuri, însă vreau să vorbim și despre niște lumânări parfumate sau despre niște mărțișoare parfumate pe care le face prietena mea Silvia. Le face cu mare drag și are tot felul de arome. Mi se pare acesta un cadou foarte drăguț pentru luna martie și aici avem violetă. Aroma de violetă, miroase tare bine. Eu aseară am folosit o ceară parfumată pentru că am primit așa și niște bucățele din acestea de ceară parfumată și trebuie să vă spun că a parfumat toată casa, mi-a plăcut tare mult. Și aici avem o formă de lalea. Dar mirosul este unul de zambilă. Doamne, ador mirosul zambilelor. Ador zambilele în general. Sunt, cred că, florile mele preferate primăvara, după ghiocei, pentru că ei apar primii și mă bucur tare mult. Este primul semn că vine primăvara. Da. Dacă vă doriți să o susțineți pe Silvia și să cumpărați, mai ales că cu toții o să cumpărăm în luna martie tot felul de chestii, mărțișoare, o să fie iar o nebunie, dar ne place luna martie. Vă las în descriere linkul care vă duce către pagina ei de Instagram și puteți să vorbiți acolo cu ea. Este o fată tare drăguță, așa că puteți să luați legătura cu ea și să o întrebați dacă aveți nevoie de informații. Foarte drăguțe sunt. Mulțumesc tare mult, Silvia! Și noi mergem mai departe. V-am spus că astăzi avem multe de discutat și am aici un parfum. Un parfum? Avem un Poison Girl de la Dior. Vreau să vă spun că am descoperit un parfum care seamănă destul de bine cu Poison Girl și despre care am primit întrebări și este vorba despre Mademoiselle Twist. Este unul dintre parfumurile pe care le-am purtat și chiar l-am purtat și aseară. Am vrut să văd dacă astăzi îl mai simt pe mine și da, persistă bine, are un preț mic, îl includ cu mare plăcere în categoria mea de parfumuri ieftine și bune. Chiar n-am mai filmat de mult un clip, dar o să filmez, desigur. Și am dat pe o hârtiuță cu Poison Girl. Nu l-am mai purtat nici pe Poison Girl de mult, pentru că știți că am multe parfumuri și chiar dacă multe parfumuri din colecție îmi plac foarte mult, nu le port așa cât aș vrea. Și pe o altă hârtiuță am dat cu acest Mademoiselle Twist. V-am spus eu un haul că nu mi se pare că se duce în zona asta, însă parfumul s-a mai așezat și acum chiar pot să spun că seamănă destul de bine cu Poison Girl. Nu mai folosim alți termeni, că nu mai vreau să existe discuții. S-a așezat, s-a întâmplat ce s-a întâmplat, ceva se întâmplă acolo, nici nu contează ce. Dar da, seamănă destul de bine. Bine de tot, bine de tot, ce să zic. Eu am aici Poison Girl EDP. Și da, seamănă Mademoiselle Twist mai mult cu Poison Girl EDP, pentru că EDT-ul este ceva mai proaspăt, mai citric, mai suculent în deschidere. Avem o combinație de pralină cu citrice dulci, cu vanilie, dar avem și flori. Este un parfum gurmand, dar este și feminin în același timp și mi se pare un parfum elegant și frumos. Dacă și voi ați dat de el atunci când scrollați pe internet după parfumuri, pentru că știu că faceți treaba asta, știu că faceți asta, asta fac și eu.
Nu vă feriți de el pentru că are un preț bun și este foarte, foarte frumos. Este un parfum intens, persistă bine, are un preț mic și chiar vi-l recomand. Acum, cu siguranță că ați testat Poison Girl pentru că cam toată lumea îl știe. Da, seamănă destul de bine cu el. Chiar seamănă. V-am zis eu în clipul cu Haul că m-a dus cu gândul și la Zara A Sweet Pastry in Paris. Ca și zonă, ca și, nu știu, combinație de citrice cu vanilie. Doar că eu vă spun sincer că mie Mademoiselle Twist mi se pare mult mai frumos decât și mult mai bine făcut decât cel de la Zara. Sincer. Da, dacă aveați emoții în legătură cu parfumul acesta, să nu aveți pentru că este foarte frumos. Trecem la următorul parfum pe care l-am purtat și nu-l mai purtasem de foarte mult timp pentru că am descoperit gurmandul și lactonicul perfect și ce să zic, da, așa fac când îmi place foarte mult un parfum, dar în continuare iubesc acest This Is Her de la Zadig & Voltaire, în continuare este un parfum unic în colecția mea, este un parfum cremos, lactonic, lemnos cremos, este un parfum care are așa castane cu zahăr presărat peste ele, cu frișcă. Dar, da, are lemnul acela de santal, care se găsește în parfumurile de la Zadig & Voltaire, care este îmbrăcat în notele acestea gurmande, dar el se simte foarte bine, se simte un iz așa lactonic, cremos și un pic ciudățel, dar este superb, 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 cu siguranță ador parfumul acesta și îmi pare rău că nu l-am purtat mai mult. Poate o să fac asta, întotdeauna zic că o să le port, o să le port, dar vin altele și altele, căci nu vreți să vedeți ce parfumuri au mai intrat în colecția mea. Știți că am făcut un declutter, bineînțeles că le-am înlocuit cu altele, căci care ar mai fi rostul până la urmă. Și haideți să vorbim și despre această combinație de Victoria's Secret, Bare Vanilla și Burberry Goddess, foarte bună combinația. Vreau să vă spun despre Burberry Goddess că este un parfum pe care îl ador cel mai mult atunci când este soare afară pentru că se încălzește pe piele și pe haine și radiază. Radiază mai bine decât atunci când este iarnă și soarele nu-și face apariția. Ei bine, eu l-am luat cred că la sfârșitul toamnei, nu mai știu exact, sau la începutul iernii, pentru că cum s-a dat peste cap vremea, nu mai știu, era soare când l-am luat eu și l-am simțit, de fapt când l-am testat prima dată și mi s-a părut așa că îl simțeam, parfumul acesta este cu mai multe tipuri de vanilie, cu lavandă și cu niște nuanțe de cacao. Și pur și simplu îl simțeam așa în aer, îmi plăcea atât de mult pentru că încălzea soarele acest parfum. Apoi n-a mai fost magia asta o perioadă, dar tot mi-a plăcut parfumul, mie îmi place foarte mult pentru că el este vanilat, dar este și așa un pic proaspăt și un pic aromatic, e foarte frumos și acum o să încep să-l port în continuare pentru că avem soare și ne bucurăm de el și cu siguranță parfumul acesta o să strălucească din nou. Un alt parfum pe care l-am purtat este Baracat Gentle Gold de la Maison, stați așa, de la Fragrance World, un parfum care se găsește pe Dubai Collection. Aveți un cod de discount dacă vreți să faceți cumpărături, CC05. Ei bine, parfumul acesta, v-am zis despre el că este un parfum lemnos, vanilat, un pic spicy. Este un parfum interesant, vă recomand totuși să-l testați înainte. Persistă și el foarte bine, v-am zis eu în clipul trecut că este mult mai intens și mai bine făcut Velvet Gold de la Orientica. Așa este, dar și prețul este unul mai bun, mai bun. În orice caz, a fost pe Parfumo la un preț foarte bun și Velvet Gold, dar și acesta este unul foarte bun și foarte frumos. Testați-l.
zic eu. Am purtat și Angel Muse, este un parfum spicy și ciocolatos, foarte frumos. Am zis să mă mai bucur un pic de parfumurile astea mai spicy așa și mai puternice, că fai cum miroase, este super, super condimentat și dulce și ciocolatos, așa, este foarte frumos, foarte intens, foarte persistent, ce să zic. Nici nu știu dacă se mai găsește parfumul acesta, dar eu îl ador, îl ador. Și ultimul parfum despre care vorbim astăzi este mititelul acesta, în care mai am destul de puțin, dar am o sticlă de apă de toaletă. Acesta este Aura apă de parfum. Nici nu se vede, așa se vede mai bine. Este un parfum foarte frumos. V-am povestit recent despre Aura Sensuel, pe care îl iubesc de nu mai pot, dar și pe acesta. Regăsesc în ele asemănări, dar și deosebiri. Acesta este magic. Te duce așa cu gândul la o pădure misterioasă, verde. Te duce cu gândul la, nu știu, niște zâne care stau acolo în pădure, niște elfi. E foarte frumos parfumul, are o deschidere de rubarbă și bergamot. În mijloc avem note verzi. V-am zis că pentru mine notele verzi din parfumurile acestea sunt verzi fructate, nu verzi, verzi ca și iarba sau ca mirosul de iarbă proaspăt tăiată. Nu, 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 nu se duce în zona asta. Avem și flori, avem și pară și avem o bază de vanilie, note lemnoase, ambrat, lemn de santal și cumarin. Este frumos parfumul, este persistent, este minunat și este, cred că, discontinuat și el, din păcate. N-am luat o sticlă mare pentru că am și apa de toaletă, am și Aura Sensuel și, sinceră să fiu, mi-aș lua un backup la Aura Sensuel. Mie mi se pare mai feminin acela. Mi se pare mai feminin, mi se pare că are niște note florale foarte frumoase, seamănă și cu acesta, mai ales în uscare, eu simt și în acela vanilie, dar da, da, ambele îmi plac foarte mult. Ei bine, acesta a fost clipul de astăzi, sper că v-a plăcut. Dacă aveți nelămuriri, aștept în comentarii întrebările voastre. Aștept să-mi spuneți ce ați purtat și voi, ce mai purtați în această perioadă și noi ne vedem în curând cu un video nou. V-am pupat! Pa, pa!